Natalia și bine ați revenit pe canalul meu sau bine ați venit dacă sunteți noi. Astăzi am revenit cu primul videoclip din acest an și știu că l-am postat destul de târziu, e deja februarie. O grămadă de videoclipuri, cred că vreo 5, și niciunul nu a ieșit bine, fiecare avea ceva și nu voiam să postez ceva care știu că nu a ieșit bine. Astăzi am revenit cu un videoclip ceva mai diferit. Foarte mulți dintre voi mi-ați știut să fac un morning routine, însă eu m-am gândit să fac ceva mai diferit, care totuși e ceva de genul, și anume să fac un videoclip cum se pregătesc fetele dimineața. Pentru că să fii fată nu e destul de ușor, mai ales când te machiezi și îți faci părul și te pregătești nu știu ce. Toate că recunosc că nu fac chestia asta dimineața cam mai niciodată. Când mă duc undeva sau când filmez, când mă duc la școală nu fac, cred că, nici jumătate din toate chestiile astea. Multe dintre fete fac chestia asta și m-am gândit să fac un videoclip despre asta și nu știu, mi s-a părut foarte interesant și da, sper să-l placă, nu vă mai țin prea mult pentru că sunt chiar curioasă dacă îți place și credeți-mă că m-am gândit foarte mult la acest videoclip. Și da, haide să-i dăm drum. Și cum mă trezesc, normal că va trebui să dau perdele la o parte, pentru că dacă o să stau în întuneric o să adorm cu siguranță la loc. Și normal că după ce am făcut asta îmi iau ochelarii, mă pun în pat și stau pe telefon, e ceva ce puții facem. Și stau cam vreo 15-20 minute, poate chiar și jumătate de oră, nu știu, de obicei mă trezesc destul de devreme ca să pot sta pe telefon, știu că nu e ok, dar asta. Apoi mă ridic din pat, îmi iau papucii de casă, pentru că de obicei dorm fără șosete și e destul de frig, și mă duc în baie unde mă spăl pe față și pe dinți. Și apoi încep să-mi fac părul și normal că trebuie prima dată să-mi pun niște muzică pentru că ador să dansez și să cânt în timp ce îmi fac părul. Apoi după ce mi-am făcut părul, vin în cameră și stau vreo 15 minute în fața dulapului încercând să-mi aleg ceva cu ce să mă îmbrac. Cu toate că de obicei durează destul de mult și ajung să am o grămadă de haine pe pat. Și după ce mi-am ales hainele și m-am îmbrăcat, este timpul să mă machiez. Știu ce o să spuneți majoritatea, nu e cam mult machiaj, nu port atât machiaj de obicei. De obicei nu prea port machiaj și dacă port, îmi fac doar smecenele și genele. Dar acum mă pregăteam să filmez și de obicei când filmez îmi pun destul de mult machiaj pe față pentru că vreau să arăt bine, pentru că totuși filmez și mă pun pe internet. Dar stați liniștiți că de obicei nu mă machiez atât de mult și dacă ar fi fost, nu știu de ce ar fi fost atât de rău. Am 14 ani, apropo, să nu mai spuneți că am 12, am 14, știu că arăt ca un copil mic, dar asta e. Pentru acest videoclip am încercat să totuși să nu mă machiez atât de mult cum aș face de obicei când filmez, pentru că de obicei fac și contur și bronzer și ruj și de toate. De această dată am încercat să fie mai simplu și m-am făcut doar cu un primer normal, puțin corector, puțină pudră. Am folosit și un balsam de buze, mi-am făcut sprâncenele cu un creion de sprâncene. Nu am mai folosit ceva ceară, pudră sau gel sau ceva. Pentru ochi am folosit doar rimel și ondulator de gene și pentru față am mai folosit și highlighter, care este chestia mea preferată. Și cam așa se pregătesc din punctul meu de vedere normal fetele dimineața când trebuie să meargă undeva.
fost videoclipul, sper v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Dacă sunteți noi pe acest canal și zi până dată când îmi vedeți fața, nu uitați să apăsați butonul de subscribe, lăsați la comentarii ceva idei de videoclipuri pe care vreți să le vedeți și cam atât am avut de spus. Pa!